Pace vouă, dragii mei! Așa cum v-am obișnuit, și astăzi o să avem un gând pentru sufletul nostru. Lângă mine am un prieten drag. De ce spun prieten drag? Pentru că îl cunosc de mai bine de 10 ani. Cam acolo. Așa, și am slujit mult timp împreună, am alergat împreună, ne-am ajutat la greu și la bine și astăzi, după mult timp, ne-am reîntâlnit. Dumnezeu să te binecuvinteze! Amin și pe tine, Dani. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, Samir ne va aduce un gând pentru sufletul nostru. Eu cred din toată inima că orice cuvânt se află în cartea aceasta este o hrană pentru sufletul nostru. Și l-am rugat pe Samir, i-am zis, Samir, pregătește-ți un gând care să fie o hrană pentru sufletul nostru. Astăzi, Samir este lângă mine, alături de noi, alături de voi, dragii mei, ca să aducă inimii noastre un gând de încurajare pentru sufletul nostru. Samir, te rog, spune-ne ce ai pregătit pentru sufletul nostru. Ascultătorii așteaptă. Mulțumesc în primul rând, Daniel, pentru faptul că ai avut pe inimă să aduc un mesaj de încurajare. În ultima perioadă m-am tot gândit la generația aceasta de 20, între 20 și 30 de ani și chiar am avut pe inimă un gând. Un gând care m-a frământat și pe mine în perioada asta de tinerețe. Un gând care, până la urmă, mi-a modelat caracterul, mi-a modelat gândirea, mi-a modelat felul meu de a fi. Și aș vrea să împărtășesc cu voi cuvântul acesta, care se găsește în Luca, capitolul 5, versetul 11. Cuvântul Domnului. Ei au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Așa cum spunea și Daniel, am slujit-o periodic, dacă nu mă înșel. Chiar prima slujire a fost la Sinistrați în 2008. Acolo am mers împreună cu Vlad Brean, familia Popescu au fost acolo într-un număr mai mare. Și mi-aduc aminte cu bucurie acele zile în care munceam, scoteam mâl, mâl. Nu țineam cont când ne trezim, când dormim și era o bucurie în Hristos, în Dumnezeu. Și vreau să spun că experiența aceea și-a pus o amprentă asupra mea. Vrând, nevrând, mi-a călăuzit pașii spre a sluji. Și ce am înțeles de-a lungul vieții, sau mai bine spus, de-a lungul timpului în care merg la biserică, este că slujirea nu este un lucru ușor. Este un lucru greu, trebuie să transpiri și eram transpirați acolo și plin de noroi. Și slujirea nu înseamnă numai camere de luat vedere și poze pe Facebook. Slujirea înseamnă transpirație, muncă, dedicare, mai înseamnă și poate câteva mici certuri cu frații, că nu te înțelegi, că e ciorba, tu ai prins-o mai rece, sau... Dar trecând peste toate lucrurile astea, poți să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Amin. Și vreau să vă spun cum am mers, că tot mi-a rămas în minte, am mers în lucrarea aceasta. Am mers într-o zi de joi la rugăciune cu la biserica Betel. Am mers acolo, era Vlad Brean, a prezentat proiectul, iar eu am zis, gata, acolo trebuie să fiu și eu, trebuie să merg și eu, să slujesc și eu cu ei. M-am dus, am vorbit cu Vlad Brean, el a fost foarte încântat că o să mai fie încă un băiat să ajute acolo, pentru că ei chiar a fost de muncă acolo. Dar eu ce nu mă gândisem, că eu abia m-angajasem, eram angajat de 2 săptămâni la fratele Ovidiu Pirtea, eram angajat la unul din magazinele lui și n-am mai ținut cont de el. Da, frate, vin în lucrare, fără să mă gândesc că sunt un angajat proaspăt. Și atunci mi-a sărit în minte acest verset. Ei au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Mi-aduc aminte că după adunare îl sun pe patronul meu, pe fratele Ovidiu Pirtea, și
Cum, frate Ovidiu, iartă-mă, frate, poți să mă dai afară acum, nu am ce face, eu mă duc în slujire, frate. Nu, nu am cum, nu am cum să mai stau. Când eu trebuie să slujesc, el spune, mă, fă, omule, dar stai un pic, cum te duci așa? Stai un pic, abia te-ai angajat, ce s-a întâmplat? Păi, frate, vreau să mă duc la sinistrați și ca să nu te mai încurc la magazin, îmi dau demisia, de-aia te-am sunat. La care drăgutul de el spune, stai un pic, nu te du așa, nu te du cu mâna goală. Ia o dubă de pilote, de ceva îmbrăcăminte, încălțăminte și du-te acolo, fă lucrarea Domnului cu înțelepciune dacă tot te duci. Am vorbit cu Gabi Craioveanu și s-au rezolvat lucrurile așa într-o măsură în care nu m-am gândit. Aleluia. De la gândul de a sluji, vreau să spun că de acolo Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel încât am putut merge, chiar am avut și bani, au fost băieții de la mine din fața blocului, din cartierul în care locuiesc, care au trimis și bani de la Biserica Bethesda, au pus și ei bani. Și totul a mers într-o direcție foarte bună. Ce mi-am dat seama este că din momentul în care mi-am pus gândul să-L slujesc pe Hristos, Dumnezeu din cer mi-a aranjat toate lucrurile. De aceea gândul meu pentru voi este, nu vă îngrijorați, cum veți face sau cu ce veți face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va găsi și îți va scoate înainte oameni pregătiți, oameni potriviți pentru lucrul acesta. Dumnezeu va scoate înainte resursele necesare. Apropo de resurse, Daniel, mi-aduc aminte când am mers la Alba Iulia, era și Măgduța cu noi, rămăsesem fără benzină. Am mers la Ionuț acasă. Și eram foarte îngrijorat că nu o să avem motorine, mie nu mi-a intrat banii pe card și a fost o experiență care n-am să uit. Dumnezeu ne-a pregătit rost și am fost binecuvântat și ne-am întors în București și sănătoși, da. Dumnezeu a purtat de grijă, asta e important. Dumnezeu a purtat de grijă, de aceea aș vrea să te încurajez oriunde ai fi. Că ești în România și că spui că n-ai un salariu bun și n-ai bani cât trebuie, vreau să te încurajez să știi că Dumnezeu îți va purta de grijă. Dacă ești la muncă în Anglia, Germania, Franța, Spania, vreau să spun că tot Dumnezeu va pregăti tot Aleluia. Ce trebuie ca tu să slujești. Aleluia. Puneți inima, mintea, trupul să slujească lui Hristos și în afara Facebook-ului. Aleluia. Este una din ispitele generației noastre să credem că dacă punem câteva poze pe peretele contului nostru, am slujit lui Dumnezeu cu două, trei versete, când Dumnezeu are nevoie de oameni care să se implice activi. Și aici vreau să vă spun că nu vă pot da toate pozele prin care frații au trecut în slujire. Cu pană făcută a trebuit să-și suflece mânecile la cămași, să ajute. Vreau să spun că de multe ori s-au împins la mașini, am rămas fără mâncare, am dormit îngrămădiți unul peste altul, de numai noi știi cum ne trezeam dimineața. Dar lucrurile acestea, să știți că aduc adevărata împlinire. Mersul în lucrarea lui Dumnezeu, practic ne completează tot ce lipsește din noi. Plus, că mi-aduc aminte la predica fratelui Florin, care a avut-o la nunta mea, a spus că mergând în lucrare vezi practic și cu cine mergi. Îl vezi pe fratele dacă se dezbracă și vine să te ajute când se face pană și toate lucrurile acestea. De aceea, încă o dată, aș vrea să te provoc să ieși afară. Ieși afară din confortul tău, de pe scaunul tău, din biserică. Ieși afară și slujește lui Dumnezeu. Nu contează. Cunosc frați care slujește lui Dumnezeu în canale, lângă Aurolaci. Cunosc frați care slujesc copiilor străzii și Dumnezeu din cer poartă de grijă la toți. Cunosc un frate din Brașov care și-a pus inima să slujească copiilor din orfelinate, din zona Brașovului și Dumnezeu i-a binecuvântat cum nu s-au așteptat. Au fost momente când au rămas fără pâine sau știu eu, fără alimente. Și fără să sune la nimeni, Dumnezeu pregătea oameni potrivit. De aceea, măcar că e a treia oară, aș vrea să repet. Ieși din confortul tău și slujește-L pe Dumnezeu. Doamne, ajută.
Samir, mulțumim frumos, Dumnezeu să te binecuvinteze și sper și nădăjduiesc să ne întâlnim cât de curând. Amin. Samir, așa cum v-am spus de ceva timp, el s-a mutat cu familia în Londra și astăzi am venit aici la biserică, la Adonai, l-am întâlnit și sunt bucuros pentru că îl văd zâmbind. Îl văd zâmbind și îl văd implicat în lucrare. Și aș vrea să luăm acest gând pentru sufletul nostru, dragii mei, trebuie să slujim lui Dumnezeu. Mi-amintesc când am început slujirea, așa cum spunea Samir, când Vlad Breană, cel care a inițiat acest grup, a plecat din grup, practic, el a plecat cu tot, a plecat cu mașina lui, cu viziunea lui, cu tot. Noi când am rămas, eu cu Magda și cu tinerii care aveam în spate, nu mai avem nimic. Nu aveam decât un pian și atât. Și mi-amintesc că plecam peste tot pe unde eram chemați și plecam cu trenul și au fost momente frumoase, foarte frumoase. Momente grele, dar foarte frumoase, în care nu regret nici măcar unul din ele, din acele momente pe care le-am trecut. Și, dragii mei, eu știu că Dumnezeu binecuvintează. Ușor, ușor, și cum spunea și Samir mai devreme cu jobul. Și eu am avut un job și sunt într-un job. Dar nu puteam pleca când vroiam eu, pentru că managerul meu nu-mi dădea voie. Spunea, ești la muncă, trebuie să stai la muncă. Dar în mintea mea și în inima mea era să slujesc lui Dumnezeu. Și atunci, nu? Când auzeam că era vorba de plecat undeva, parcă ceva îmi spunea, trebuie să pleci, trebuie să pleci, du-te, du-te. Și mi-amintesc că îmi spunea managerul meu, nu-ți dau voie să pleci, nu-ți dau voie, deși l-anunțam cu ceva timp înainte, că trebuie să plec, uite, am o programare și trebuie să ajung acolo neapărat. Nu-ți dau voie să pleci. Dragii mei, când se apropia ziua, nici acum nu pot să vă spun cum, dar Dumnezeu mi-a făcut trecere tot timpul. Deci când m-am uitat în agenda la fiecare sfârșit de an, știu că am plecat de fiecare dată unde am fost programat. De ce? Pentru că Iisus Hristos așa a programat. Și nu depinde de noi, depinde de El. Bine, depinde în oarecare măsură și de noi, de dorința noastră și de inima noastră. Și acum spunea Sami, să lăsăm totul și să mergem după Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Prea iubiților, nu uitați că Domnul Dumnezeul nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Și tot ce face El este desăvârșit. Să aveți o zi binecuvântată și o săptămână binecuvântată.